Bă, știți ferma asta de emeralde, de raiduri, de cum vreți să o luați? În păcate nu e full AFK, asta mă cam enervează, adică nu pot să stau aici în continuu pentru că, cum ați văzut și în episoadele anterioare când v-am povestit despre care e problema la această fermă, ați văzut, dacă ați văzut. Dacă n-ați văzut episodul, nu vă mai zic că n-are rost, că nu vreau să vă dau spoiler, așa că ajungeți-vă bă și uitați-vă la toate episoadele. Tu vă mama în gură. Bun, și eu de ceva timp ziceam că pe seria trecută am încercat eu ferm foarte OP de raiduri să fac, nu mi-a ieșit, dar astăzi, în acest episod, am zis, îmi bat capul 3-47 de zile cu acea fermă, dar eu o fac. Dar, în primul rând, știți și voi că avem nevoie de materiale pentru ea, că știți că este foarte, foarte scumpă în materiale, dacă puteți observa. Astea sunt toate materiale care noi avem nevoie și puteți observa, e o listă destul de mare. Așa că, haideți să ne apucăm să facem rost de toate materialele. Ok, noi avem nevoie de foarte multe popare, așa că eu m-am gândit, și bine că m-a dus capul, în episodul în care eu am făcut level 1000, da? Ei bine, am zis, bă, dacă tot stau afecat degeaba, nu mai bine stau la două ferme de-astea OP, foarte OP degeaba. Am intrat cu un cont de pe T-Launcher și contul meu care am level 1019 de față, a stat afecat în continuu la ferma de gol. Celălalt cont a stat o seară afecat, o seară afecat, da? Și cred că am stat vreo 8 sau 9 ore, că prima seară care am stat afecat la ferma asta, am stat doar 6 ore, că am dormit. De data asta am stat mai mult. Uitați și voi cât iron poate să fie în niște cufere, da? Și da, hai să ne apucăm să facem toate blocurile. Bine, nu vreau să fac asta, dar hai să facem acum. Cum puteți observa, s-a făcut la internet. Oh my fucking god, să avem la iron cât o să dorim. Da, hai să ne apucăm să strângem toate materiale care avem nevoie și să ne apucăm direct cu niște cu ferma, pentru că știți și voi, edita mai fermă, așa că ne trebuie foarte multe resurse, ne trebuie foarte mult redstone. Hai să vedem ce trebuie să facem.
Poate n-ați văzut-o, poate ați văzut-o din timelapse, dacă, na, dacă sunteți de-aia de skip, n-ați văzut-o, dar aceasta este ferma, da? Pac atât de mare, de imensă este. Are la bază 4 villageri care se schimbă meseria tot timpul când eu dau de oață de acolo. E foarte complexă și asta ține rost de 4 beacon-uri. Eu nu am atâtea, am pus eu câte am și am pus eu cam ce aș avea nevoie în general. Nu e foarte mult cu vechi și ăștia să-i prind, nici prima oară și nici prima oară nici măcar nu știam cum să-i prind foarte bine. Acum am stat foarte mult, i-am prins și am închis replay-ul, că n-avea rost să stați cu mine 7 ore până i-am prins. Foarte complicat să-i prins pe ăștia. Dar într-un final i-am prins cu toate bărcile acolo ca să nu să mai spawneze veci. Adică ferma asta chiar e full automată, adică poți să stai, pune autoclicker la 600 de milisecunde și pac, 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 cum ați văzut și voi, de fapt cum am stat afeca. Aici sunt niște toteme. Bă, chestia asta, ferma asta, de cu sistemul lor ăștia de sortare, că e un sistem de ăsta mai 6X din ce am înțeles. Adică nu sunt hopă cum le-aș ști eu puse. Este partea asta care e cu fil, da, cu un bloc și mai e încă o parte care e tot ăsta, dar ăsta, mod normal, eu știu că ăsta trebuie să vină în ăsta, dar e făcut în așa, e complicat, nu știu nicio. N-am treabă. Toate astea sunt pline cu șulcăre pentru că fermă de șulcăre, dai seama că avem nevoie. Oh, bă, câte s-au consumat deja? Opa! Reston, da, și ca să vedeți și voi cam care este fiecare, pentru că eu nu le-am pus cât un de ăsta. Deci, astea sunt de emeralde. Oh my fucking god. Lol. Ia uitați și voi câte emeralde. Ia uitați câte emeralde de oameni, bă. Cât am stat afk, cât m-am uitat și la 2-3 episoade pe YouTube. Reston, să zic, cum să nu mai zic, că oricum chiar nu prea am Reston. Bă, bine, de la un timp am început să fac foarte mult Reston, vă dați seama. Sugar, astea cred că o să le opresc, să fiu sincer. Cred că în loc de date o să le las să dea cu toteme, cu toate shiturile alea. Da, băiatul de la edit aici, dau skip la partea asta pentru că am vorbit mult și prost. Inițial vreau să zic că le scot după ce o să facă câteva stack-uri de shulkere, gen 2-3 shulkere pline și după le dezactivez, dar nu le las pentru totdeauna să facă toate pline, așa că le las și dau skip. O să le opresc, bine, asta o să dureze ceva până face. După ce ajunge asta la double chest full, se șterge, vă dați seama, și după o să vină toate gunoaiele în ele pentru că na, am nevoie, de fapt nici știu ce să zic, să ori să le las să meargă în continuu, ori să las niște, să vină niște, mă, cred că toteme, cum ați văzut și din ferma precedentă, am câteva, cred că am 7 cufre double chest pline cu toteme, plus ce mai am pe acolo, plus pe aici, plus aici, ce am mai prins în ferma asta, cred că n-am nevoie de toteme, și văd că m-am apucat pe la 12, și am terminat acum, recent, ce e întuneric, e 11 seara. Ca să vă gândiți cât mi-a luat să creez toată asta, plus materiale, plus, plus, plus. Da, faci la emeralde, ești bogătan. Ok, cum ați văzut, am mai furat de niște materiale pentru că următoarea noastră construcție o să fie în sfârșit acest lucru. Poate vă dați seama, poate nu vă dați seama din ce e pe aici, dar cu siguranță nu o să vă dați seama până nu o să apare episodul, pentru că nu cred că sunteți... Nu cred că a construit nimeni, să fim sinceri, pe o hartă de Survivor așa ceva. Dar toate materialele sunt aici. Și nu vă gândiți că e doar un Berta, nu, sunt șulcăre. Da, ați văzut câte șulcăre sunt. Oh my god, o să fie ceva de lucru. Dar, hei, dacă sunt eu aici, voi doar vă uitați și eu doar construiesc. Și, da, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare cu un nou episod. Salut, bă!